Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de luni. Începe o nouă săptămână și să știți că săptămâna aceasta este extrem de importantă pentru că se produce echinocțiul de primăvară și va veni și o filmare pe această temă. Așa cum am zis, este o săptămână semnificativă pentru că se dă startul anului nou astrologic și maniera în care vom începe săptămâna sau atitudinea mai degrabă cu care vom începe această săptămână va fi o atitudine extrem de importantă care ne va influența pe întreaga perioada următoarelor 12 luni. Dar înainte de a vorbi despre horoscopul zilei, așa cum v-am povestit săptămâna trecută, am început să folosesc cărțile Oracol. Nu vreau pe canalul de limba română să fac etalări de cărți Oracol, pentru că am și spus, sunt suficienți colegi români care se ocupă de acest subiect și o fac foarte bine, dar m-am gândit că ar fi de folos să avem în fiecare zi la horoscopul zilei să avem câte un mesaj motivațional și extragem mesajul și vedem ce ni se transmite pentru ziua respectivă. Apoi, vedeți ceva aici jos în partea imaginii. Să știți că nu este nimic stricat la mine sau defect sau nu apare ceva de care nu am ținut cont. Să vă spun pe scurt, am făcut laringită pentru că mă supra-solicit. Vorbesc și fac și consultații și facem și filmări și facem 1000 de proiecte și uite că la un moment dat corpul ăsta uman mai cedează și mi s-a interzis categoric să vorbesc vreme de 2 săptămâni. Ei, să-i spui unui berbec cu luna în gemeni să tacă 2 săptămâni și să își ducă viața scriind bilețele este o adevărată tortură. Așa încât am stat eu și m-am gândit și am ales varianta să-mi cumpăr un microfon mult mai puternic. Deci ia uitați aici ce și-a luat Alexandra Coman. De acum asta va fi arma numărul 1 cu care voi vorbi, pentru că microfonul acesta îmi dă posibilitatea să mă adresez vouă pe un ton moderat, fără să mai țip ca la alte microfoane. Și după ce v-am elucidat misterul acestei chestii negre care se vede în filmare, hai să vedem pentru astăzi care este mesajul cărții din decul de cărți, din setul de cărți care se numește Puterea Gândului și este realizat de Louise Hay. Deci, cartea pe care am extras-o are următorul titlu, Mă iert pe mine însumi sau însămi. Și explicația este, iertându-mă pe mine, las în urmă toate sentimentele de a nu fi fost îndeajuns de bun și sunt liber să mă iubesc pe mine însumi. Deci, mesajul zilei este un mesaj foarte puternic care intră în corelație perfectă, în simbioză perfectă cu echinocțiul. Lasă lucrurile deoparte, nu te mai judeca, nu te mai învinovăți pentru acțiuni pe care nu le-ai făcut, iartă-te pentru alegerile tale, pentru că fiecare alegere reprezintă un moment în care înveți, un moment în care te transformi, un moment în care evoluezi și iartă-te, acceptă-te, iubește-te și trăiește-ți viața. Să vedem în continuare ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal și înainte de a vă povesti despre fiecare semn zodiacal, vă reamintesc să apăsați butonul subscribe, pentru că în acest fel YouTube-ul vă anunță, vă notifică ori de câte ori apar noi filmări pe acest canal. Berbec, astăzi ești în atenția tuturor, de la șefi, la CEO, la coordonatori, la părinți, profesori, sari în ochi, te evidențiezi și
Trebuie să fii foarte atent la modul în care te comporți și la modul în care comunici și la modul în care împărtășești ideile. Pentru că ochii sunt pe tine, sunt foarte multe pretenții și va trebui să fii întotdeauna extrem de diplomat în relația cu cei din jurul tău. Deci, fiind sub lumina reflectoarelor, trebuie să ai și o ținută și un comportament impecabil. Taur. Astăzi taurii vor să facă ceva diferit, vor să facă altfel lucrurile, numai că ai o putere extrem de mare de materializare. Asta înseamnă că orice gândești, orice îți pui în cap, se poate întâmpla. Așa că este extrem de important pentru tine să îți supraveghezi și să îți supervizezi gândurile, trăirile și emoțiile. Este o zi a surprizelor și pregătește-te că s-ar putea să apară și niște schimbări în agenda, cineva renunță la o întâlnire sau apare un loc liber și viabil pentru o întâlnire pentru tauri. Gemeni, chiar dacă astăzi ești extrem de atent la plata unor taxe, achitarea unor datorii, ai grijă, pentru că este o zi în care deciziile financiare sunt extrem de importante, joacă un rol covârșitor în evoluția ta viitoare și trebuie să mai cumpănești puțin lucrurile. Mercur este încă retrograd, planeta negocierii, planeta discuțiilor, planeta intuiției. Este în mișcare aparent retrogradă și într-un semn zodiacal în care nu se simte foarte confortabil pentru că îi apasă pedala de accelerație pe zona nativilor pește, adică mă victimizez, lumea e nedreaptă, îmi plâng de milă. Bine, nu spun că peștii fac asta, toți în marea lor majoritate, ci aceasta este vibrația pe care Mercur o primește de victimă care trebuie să se salveze sau salvator care face intervenția cu deasila și va trebui să fie foarte atent. Deci, nu este momentul să iei decizii profunde și importante pentru că guvernatorul zodiei tale, Mercur, este în retrogradare, dar după data de 28 martie ai liber pe toată linia să iei toate deciziile, să semnezi, să pui în practică ceea ce astăzi gândești. Racului recomandăm să își amâne, dacă poate, întâlnirile, întrevederile, desigur, cât de mult poți, că ești o ființă umană care trăiește în societate, este practic imposibil să amâni totul peste noapte. Dar este un moment în care nu vei reuși să ajungi la niciun acord și la nicio înțelegere cu cei din jurul tău. Și atunci, fiind această presiune pusă pe tine, cea mai bună atitudine este să nu te complici, să nu discuți, să nu intri în discuții, pentru că s-ar putea să pici într-o capcană a unui conflict. Leu. Astăzi leii trebuie să înțeleagă și să se adapteze unei zile în care pot avea parte de erori, întârzieri, greșeli sau se vor uita siderați la cei din jur cât de neîndemânatici, nepregătiți și neatenți sunt. Este o zi destul de frustrantă pentru leu, pentru că atitudinea cu care cei din jur răspund presiunilor tale, dorințelor tale, ideilor tale, nu este atitudinea pe care o așteptai și ți se pare puțin că ești nedreptățit, poți să exprimi ideea, dar nu cred că vei face o mare diferență legată de relația celor din jur cu tine. Fecioara,
Astăzi, pentru Fecioară, avem vești foarte bune. Este o zi extrem de creativă. Este o zi în care lucrurile cad la pace și o situație complicată cade la pace și la înțelegere extrem de ușor, însă este nevoie de diplomația și ordinea și disciplina pe care o ai în sânge ca să obții păsuirea respectivă și este o zi foarte bună pentru Fecioare să comunice, să interacționeze, să vorbească, să povestească. Deci implică-te în tot felul de evenimente sociale astăzi pentru că îți dă un sens, îți dă o valoare și o direcție. Balanța. Balanța are o zi destul de tensionată și complicată cu femeile, mai ales balanțele care au mamele în viață. Îmi doresc să fie cât mai multe balanțe care să facă acest lucru, să aibă parte de mame. Dar ideea este că e o zi în care ceea ce promiți nu este viabil și s-ar putea să fie un eșec total ulterior. În schimb, poți să aștepți până pe 28 martie. Nu a mai rămas mult timp. Dacă ai ceva de semnat, dacă ai o promisiune de făcut în legătură cu o semnătură, în legătură cu un proiect de vânzare, cumpărare, e bine că discuți, e bine că negociezi, însă semnătura finală trebuie pusă după 28 martie. Așa încât balanței recomand baftă, răbdare și nu fă promisiuni nimănui astăzi pentru că te poți frige destul de serios. Nu este o zi bună pentru contracte, nu este o zi bună pentru discuții cu cei din jur importante. Scorpion. Astăzi recomand Scorpionului să fie extrem de atent în trafic. Ai o predispoziție crescută către accidente, așa încât trebuie să fii cu ochii în patru. Și fii foarte atent la discuțiile care se inițiază astăzi, pentru că aceste discuții sunt extrem de importante pentru tine și îți vor aduce niște informații necesare evoluției tale. Săgetător. Astăzi recomandăm săgetătorilor să își țină banii în portofel și să evite orice temă de discuție care implică în ea și zona comercială, bani, finanțe. Pentru că dacă vei spune, nu știu, bună ziua unui grup care se vrea secret, imediat se întoarce împotriva ta și reacția este de bumerang. Deci este o zi în care ești încăpățânat, îți recomand să eviți negocierile financiare și pregătește-te de cumpărături pentru că astăzi s-ar putea să prinzi un chilipir sau s-ar putea să prinzi o reducere, s-ar putea să prinzi ceva care este în favoarea ta. Capricorn. Astăzi este o zi în care ești un pic cam țâfnos, ești un pic cam iritat și te iriți din temir ce și ai crize din același motiv. Și atunci este necesar ca astăzi să încerci să îți ții nervii sub control și să găsești o cale amiabilă de discuție și negociere, pentru că tot ceea ce poate apărea astăzi sau poate părea astăzi ca un conflict gata să izbucnească, poate să fie extrem de rapid și extrem de ușor rezolvat cu bunăvoința celor două părți. Vărsător. Astăzi nu recomandăm vărsătorilor să ia decizii importante, chiar dacă este luni, chiar dacă este cerul aspectat într-o manieră pozitivă pentru vărsător,
Mercur retrograd în semnul peștilor îți dă suficiente bătăi de cap ca să mai experimentezi și alte suferințe și alte bătăi de cap. Așa încât nu este ziua cea mai bună pentru vărsător să ia decizii și nu-ți recomand să inițiezi niciun proiect de anvergură sau care să aibă un răsunet extraordinar în timp. Este o zi creativă, este o zi în care vei învăța să ieși din cutia în care te-ai închis și să fii liber și să comunici cu cei din jur și să le împărtășești ideile tale. Pești. Astăzi peștii au o mare nevoie să discute tet-a-tet, adică de la obraz la obraz, față-față cu un prieten care vrea să vă ceară ajutorul, mai ales o femeie are disperată nevoie de susținerea, ajutorul și intervenția ta și vei face o imagine foarte bună dacă ești pește sau ai ascendentul pe pești, pentru că vei reuși să te organizezi foarte bine și să iei deciziile cele mai potrivite cu privire la situația acestei persoane. Dragii mei, acesta a fost horoscopul zilei. Vă doresc o săptămână superbă. Va veni și filmarea cu echinocțiul. Nu vă las așa fără filmare. Și până la o nouă reauzire, vă reamintesc să apăsați butonul subscribe. În acest fel, YouTube vă notifică când fac o nouă postare și vă doresc o zi superbă tuturor.